Salutare tuturor! Eu sunt Alex, consultant F64, iar în momentul de față mă aflu la cel mai mare târg fotovideo din Europa. Este vorba despre Photokina 2018. O să avem foarte multe informații și noutăți pentru voi, așa că vă invit să vă abonați pe canalele de social media F64 pentru a afla toate aceste informații de aici. Cei de la Panasonic au scos acum două camere full frame. M-am apucat să pun mâna pe S1R cu un senzor de 47 de megapixeli. Are un ecran rabatabil și este foarte ușor. În momentul de față sunt 3 lentile anunțate, dar n-au apărut încă pe piață. Vorbim de un 24-105, un 70-200 și un 50 de mm 1.4. Se pare că totuși cei de la Panasonic vor lucra împreună cu Leica și cu Sigma pentru ca în următoarele 12 luni să mai avem parte de încă 10-15 lentile noi. Sunt două aparate, S1R și S1. Diferența între ele este în primul rând de rezoluție. Ambele au, asta este o noutate acum, stabilizare dublă, dual stabilization, atât în senzor cât și în obiectiv. Diferența între cele două aparate, S1R are 47 de megapixeli, iar S1 are 24 de megapixeli, ambele aparate sunt full frame. Ecranul este articulat, vizorul este foarte mare și are cea mai mare rezoluție de pe piață. La vânzare de-abia de anul viitor vom avea aceste modele, la fel ca și noile obiective care vor apărea, dar vă sfătuiesc să stați pe site-ul nostru pentru noi informații și nu uitați, abonați-vă la canalul nostru de YouTube.